Vă salut, eu sunt Amina. În clipul de astăzi o să vă povestesc pas cu pas care este metoda pe care eu am început să o implementez la bebelușul meu de 7 zile și l-am învățat să doarmă toată noaptea fără să se trezească, iar acum el are aproape 8 luni și doarme 12 ore pe noapte fără să depindă de mine pentru a adormi la loc în cazul în care se trezește noaptea. Vreau să vă zic că această metodă este una realizabilă, indiferent că aveți copilul de o săptămână, de 3 luni, de 6 luni, un an, chiar și de 4 ani. Cel care a gândit această metodă susține că în termen de maxim 7 zile puteți să învățați orice copil de orice vârstă să adoarmă, să se culce singur și să doarmă toată noaptea fără să se mai trezească. Dacă vă hotărâți să începeți să practicați această metodă, să vă țineți de ea 7 zile fără să vă dați bătut și în 7 zile ar trebui să aveți succes și să reușiți să faceți copilul să doarmă. Și avem cunoștințe cu copii de 10 luni care se trezeau din jumate de oră noaptea ca să fie puși la sân, stăteau poate câteva secunde la sân și adormeau. Ideea este că deja copiilor s-au obișnuit să se trezească noaptea și trebuia neapărat să fie atașați la sân ca să poată să adoarmă. Și au reușit în 4 zile doar să-și învețe copilul să doarmă toată noaptea și acum copilul deja are mai mult de un an și doarme fără să se trezească noaptea 8 ore legat, ceea ce este extraordinar pentru el. Este foarte important pentru copii, în funcție de vârsta lor, să doarmă un anumit număr de ore fără să se trezească pe timpul nopții, deci să aibă cicluri de somn, ore de somn legate. Vedeți și voi, ca adulți fiind, dacă ne trezim de 2-3 ori pe noapte și somnul nostru din timpul nopții e fragmentat, suntem mai prost dispuși, mai lipsiți de energie, mai obosiți. Din cauza că mulți desconsideră aspectul ăsta și trăiesc pe ideea că lasă, copilul meu până la urmă o să învețe să doarmă de unul singur. Pentru că majoritatea merg pe ideea asta, mulți cred că așa este normal și că este bine și că fac o favoare copilului punându-l la sân din 20 în 20 de minute sau din oră în oră noaptea, atunci când nu este cazul. Ideea e că știu copii de 5 ani, de 7 ani, de 8 ani, care încă dorm cu mama sau cu tatăl în pat și mâncatul este un lucru natural, dar trebuie să-l ajuți pe copil să-l înveți cum să mănânce, ce să mănânce, cât de des să mănânce. Dacă copilului vine instinctiv să mănânce doar dulce, tu ești conștient că nu este bine și nu te folosești de motivul, știe el ce e mai bine pentru el. El are o nevoie, de asta vrea să mănânce ciocolată la fiecare masa zilei. Nu zici chestia asta. Atunci de ce să zici la partea cu somnul? Dacă se trezește din 20 în 20 de minute, știe el ce e mai bine. Știe oare cu adevărat că acel lucru este mai bine, să se trezească din 20 în 20 de minute? Sau i-ai creat o dependență emoțională, defectuoasă? Te-ai gândit la asta vreodată? Clipul ăsta nu are ca scop demontarea ideilor sau teoriilor. Fiecare părinte este perfect pentru copilul lui și este cea mai potrivită și cea mai în măsură persoană pentru a crește copilul respectiv. De aia aveți copilul pe care îl aveți. Sunteți perfecți pentru copilul vostru. Așa că nu vreau să fac pe nimeni să se simtă prost sau incapabil. Nu. Vreau doar să... părinților care au înțeles și vor să-și învețe copiii să doarmă pe cursul nopții, vreau să le spun care este raționamentul meu și ce am făcut efectiv. Deci copilul meu doarme excelent, noi dormim excelent, suntem fericiți și suntem plini de energie și ne putem ocupa de el cu drag, cu zâmbetul pe buze, fără supărare, fără frustrări, fără nervi. Somnul este foarte important pentru dezvoltarea creierului lui, pentru nivelul de energie, pentru dezvoltarea corpului. Corpul se dezvoltă și are nevoie de somn prelungit, somn neîntrerupt. Copilul are nevoie și ca voi să fiți odihniți și să fiți o prezență plăcută. Și acum trecem concret la cum faci, cum aplici metoda, care este marele secret. Ok, totul începe cu modul în care îți petreci ziua, modul în care închei ziua și modul în care pui copilul în pat și modul în care îl adormi sau îl lași să adoarmă singur. Prima parte este ce faci în timpul zilei. În timpul zilei trebuie ca tu să fii o persoană documentată și să știi care este necesarul copilului de mâncare, fie că este alăptat la sân, fie că este hrănit cu lapte praf, ce trebuie să mănânce, ce trebuie să bea, de câte ori, ce cantități, ce necesar de nutrienți are, în funcție de vârstă. Dacă copilul are 2-3 ani, ce alimente trebuie să mănânce? Să te asiguri că el mănâncă și bea tot ce este necesar pentru perioada în care se află, în decursul unei zile. Tu trebuie să te asiguri că totul este ok cu mâncarea
și că nu va avea nevoie să completeze la capitolul mâncare pe timpul nopții, deci să-și mânce toată mâncarea în decursul zilei. Ok, a doua etapă importantă în partea asta cu adormitul copilului este cum îl pregătești pentru somn. Și aici intervine rutina de seară. Trebuie să-ți creezi o rutină, un obicei, dacă vrei să-l numești așa, un mecanism, un lucru care se decurgă în același fel în fiecare seară și astfel copilul să intre în atmosfera de pregătire pentru somn. Eu, de exemplu, am început să-i fac rutina de seară de la 7 zile, chiar dacă el nu-și prea dădea seama care-i faza. Pe lângă faptul că eu trebuie să-l obișnuiesc pe copil cu rutina de seară, trebuie să mă obișnuiesc și pe mine, pentru că eram părinte la primul copil, nu aveam experiență și trebuia și eu să mă obișnuiesc ca să am chef și să mă pun la treabă să fac rutina în fiecare seară, sincer, că trebuie să și ai chef și să te pui în fiecare seară să faci același lucru. Și a durat și pentru mine să mă obișnuiesc, așa că pe când copilul își dădea seama pe ce planetă îi, eu deja știam să-i fac rutina de seară, nu trebuia să mă învăț și eu. Înțelegeți? Ok, și de ce e importantă rutina de seară? O să zic, deși poate majoritatea știți, copilul când se naște nu face distinție între zi și noapte, așa că neputând să efectiv să îi transmiți prin cuvinte lucruri, îi faci obiceiuri și îi dai anumite semnale, hinturi, da, ca el să-și dea seama și după o vreme, tu făcând aceeași rutină de seară, el își dă seama, acum o să urmeze somnul sau ceva de genul. Nu știu exact ce se gândește el, dar intuitiv el va ști până la urmă că urmează să se culce. Ok, și cum începe rutina de seară? Cel mai important lucru, în momentul în care începe rutina de seară, oprești televizorul, oprești muzica, lucrurile foarte antrenante care îi distrag atenția, îl agită, îl pun în alert, oprești toate lucrurile alea, eventual pornești o muzică liniștită, de leagăn, pui ceva liniștitor, îi pregătești apa. Eu vă zic ce făceam eu. Porneam veiozele, puneam apă în vâniță, i-am făcut baie în fiecare zi până la 3 luni jumate aproximativ, chiar dacă nu era nevoie. Mie mi-a fost cel mai ușor ideea asta cu făcutul băi, pentru că ai spune povești așa nu mi s-a părut mie că se potrivește neapărat în cazul familiei noastre la copil așa de mic, dar cu cât crește o să începem să-i povestim și să-i citim lucruri și așa seara. Deci dacă copilul vostru este mai mare, puteți să-i citiți o poveste în loc, nu trebuie să-i faceți baie în fiecare zi, în fine, alegerea voastră. Eu îi făceam baie în fiecare seară și deja când ne scoteam din baie, lumina era, erau doar veiozele aprinse în casă, muzică în surdină, liniștitoare, nu mă mai jucam cu copilul. Și din alea, nu mai făceam chestiile astea cu bebelușul înainte să-l culc, pentru că, v-am zis, vreau să îl calmez, să-l liniștesc, să nu-l bag într-o stare de alertă, vreau să-l ajut să se liniștească, să facă tranziția către starea de somn, așa că îl îmbrăcam, îl dădeam cu cremă, cu ulei, foarte important să îl dați cu pudră sau cu cremă, eu, la mine totdeauna a funcționat cel mai bine pudră fără cremă, înainte să pun scutecul. Să vă asigurați că el este pregătit și dat cu tot ce trebuie dat ca el să fie protejat în timpul nopții și foarte important, cel mai important lucru legat de igiena lui pe timpul nopții, să folosiți scutece de calitate și pe lângă asta să folosiți de calitate, dar să fie premium, cele mai bune scutece. Ideea e să fie scutecul suficient ca să nu fiți nevoiți să schimbați scutecul deloc noaptea. De ce? Este foarte important, pentru că voi o să trească să induceți copilului și să-l ajutați să doarmă și în cazul în care se trezește noaptea, să nu fiți nevoiți să-l dezbrăcați, să-l schimbați, pentru că copilul în momentul în care îl dezbrăcați, el se trezește. Și o să vedeți, mai departe vorbim un clip, când vrei să-ți trezești copilul, una din metode e să-l dezbraci. Deci dacă voi vă puneți și schimbați scutecul, o să îl treziți și o să îl deșteptați și mai tare din somnul lui în cazul în care se trezește în timpul nopții. Așa că faceți în așa fel încât să puneți un scutec de calitate și dacă nu face treaba mare, nu îl schimbați de seara până dimineața. Și o să vedeți că majoritatea copiilor pe parcursul nopții nici nu fac treaba mare, dar asta să fie regula, nu îl schimb. După ce ați pus scutecul, ok, îl luați în brațe, îl legănați, ultimul lucru îl alăptam. Îi spuneam că îl iubesc, îl alăptam, îl mângâiam pe căpșor, dar, foarte important, nu îl lăsam să adoarmă la sân. Dacă îl vedeam că adoarme, îl mângâiam pe frunte, îl strigam pe nume. Încercam să fac conversație cu el, îl distrăgeam și nu lăsam să adoarmă. Practic, nu lăsam să închidă ochii, chiar dacă era mai cu ochii întredeschiși, nu lăsa să închidă ochii, pentru că în metoda asta important e să îl puneți pe copil în pătuți,
într-o stare așa de adormire, dar treaz, trebuie să-l puneți treaz în pătuți, îi spuneți noapte bună, iar apoi părăsiți camera. Și aici începe metoda mai dură, și anume că dacă copilul vostru deja a fost obișnuit să-l fie pus adormit sau să adormă lângă voi, în momentul în care îl pui în pătuți, începe să plângă. Și metoda e în felul următor. Îți pui cronometru, ieși noapte bună, îți pui cronometru, ieși din cameră și pui cronometru pe 3 minute. Le lași să plângă 3 minute, dacă după 3 minute trebuie neapărat să te uiți pe cronometru, pentru că ca părinte este foarte puternică emoțional situația și ție au trecut 10 secunde și ți se pare că au trecut 3 ore. Nu, uite-te pe cronometru, după 3 minute intri în cameră, mergi, îl mângâi pe copil, pe burtică, pe frunte, îl reasigur că ești alături de el, sunt aici, mama e aici, culcă-te, noapte bună, și ieși din cameră, chiar îl încerci să liniștești, dacă vezi că tot plânge, ieși iar din cameră, pui cronometru la 5 minute. Dacă după 5 minute încă plânge, intri iar liniștești, dar fără să-l iei în brațe. Ideea este că tot conceptul din spatele metodei este să nu îi mai faci sleep association la copil, adică să le dezveți de asocierea anumitor lucruri cu somnul, să nu mai asocieze legănatul cu somnul. El trebuie să învețe independent de orice să adoarmă, nelegănat, nepus la sân, înțelegeți? Asta este logica. Și astfel poate să-ți adoarmă copilul, fie soțul, fie soacra, fie mama, fie babysitterul, oricine poate să ți-l adoarmă și poți să-l adormi și tu oriunde, fie că este în magazin, într-un cărucior, în gălăgie. El o să învețe să adoarmă și să se liniștească singur și îți ușurează și ție viața și lui. Eu, de exemplu, când l-am lăsat pe Nicola să plângă, metoda asta zice să nu-l iei în braț, doar să-l mângâi și să nu-l iei în brațe, în ideea că să nu-l înveți pe copil să adormă în brațe. Însă eu îl luam pe Nicolas în brațe, dar nu-l lăsam să adormă în brațe. Îl luam în brațe, îl strângeam, îi ziceam că-l iubesc, liniștește-te, și îl puneam la loc în pătuț. Și după aia începea să plângă, iar ieșeam, iar mă uitam la cronometru, iar reveneam și tot așa. Uneori doar îl mângâiam când nu era așa agitat, dar în general îl luam în brațe, dar ideea este să nu-l țineți în brațe până adorme, numai să se liniștească. Și să se oprească un pic din plâns, să ia o gură de aer. Și asta e toată faza. Și voi o puteți adapta. Voi sunteți părinții perfecți pentru copilul vostru. Copilul vostru nu putea avea un părinte mai potrivit decât pe voi. Voi trebuie să fiți totdeauna conștienți de asta. După 5 minute iară intri, iară. Și tot așa, tot crești timpul. Iar pui cronometru pe aia la 10 minute, la 15 minute, 20, jumate de oră, 40 de minute, 50 de minute, o oră și după aia tot din oră în oră revii. Deci zic că din oră în oră, pentru că copiii deja au ajuns la vârsta de un an, doi ani, poate că o să plângă și o oră după aceea în continuu, înțelegeți? Și tot așa trebuie să revii. Na, aici am zis că fiecare părinte știe mai bine și poate să adapteze în funcție de nevoi. Nu știu dacă, eu nu cred că mi-aș lăsa copilul să plângă până vomită. Deci sunt părinți care lasă copilul să plângă până vomită. Acum, voi știți în ce punct ați ajuns, voi vă știți copilul, dacă vă manipulează, dacă nu. Nu știu cum e să ai un copil care nu doarme la 3-4 ani singur și cum ar fi să-l înveți. Dar tu știi cel mai bine ca mamă și colaborezi cu soțul tău și el fiind tatăl copilului și așa, știe și el să-ți dea poate un sfat mai obiectiv și o recomandare mai obiectivă, totuși e tatălui și poate știe bine. Pe mine foarte mult m-a ajutat soțul meu că m-a susținut. Uneori eu tindeam să iau decizii emoționale și nu neapărat corecte. Și el a venit cu niște explicații și un punct de vedere mult mai obiectiv și mai inteligent decât mine în momente în care eram foarte emoțională. Asta este adevărul. Și da, țineți cont și de sfatul partenerului, de ce spune tatăl copilului. Și da, aici vedeți voi. Deci eu cum am început să implementez chestiile astea de când el a fost mic, eu de la început și în spital încercam cum se trezea copilul, cum îl puneam la sân. Primul lucru îl puneam la sân, după aia îl stătea treaz și adormea din starea de treaz, nu din starea de a sta la sân. Și vreau să zic, când se naște copilul, știți și voi, 5-10 minute stă treaz, apoi se culcă. Așa că încercam să-l alăptez, mai stătea 2-3 minute treaz și asta era ritualul meu din totdeauna. Cum se trezea copilul? Primul lucru, mâncare. Primul lucru după trezire, mâncare, 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 primul lucru când se trezește. Și așa a rămas pe tot parcursul vieții lui, primul lucru când se trezește, mâncare. Acum că e mâncare solidă, că ce e... Ok, singura excepție seara înainte de culcare, pentru că vreau să se culce cu stomac cât de plin posibil ca să-i ajungă mâncarea pe toată noaptea și să nu se trezească, înțelegeți? Bun, și asta este ideea. Și ideea e că voi când începeți să faceți
să implementați chestiile astea la copilul vostru, poate el are doar o lună, două, trei, dar poate deja va începe să plângă. Va plânge și va trebui să tot reveniți în cameră. La mine nu a fost cazul când era așa de mic. A plâns, dar nu a plâns așa de mult și după 5 minute adormea. Deci plângea 5 minute și adormea. Dar chiar dacă plânge, trebuie să știți că cu fiecare seară va plânge tot mai puțin, mai puțin până a 4-a, 5-a, poate a 7-a seară nu va mai plânge deloc. Deci îl veți pune în pat și nu va mai plânge și se va culca. Și asta este ideea. Să vă propuneți măcar 7 zile. Ideea este că Ferber, așa se numește psihologul care a scris metoda asta, se numește cry it out, adică lasă copilul să plângă și în cele din urmă va învăța să se liniștească și să adoarmă. Și spune că între 7 și 14 zile durează pentru copiii mai mari să învețe, dar v-am zis, am cunoștințe cu copil de un an, de 10 luni, care au reușit cam în 4 zile. Asta este un sacrificiu pe termen scurt, adică câteva seri neplăcute, poate cu gălăgie, în care copilul nu o să fie foarte mulțumit pe moment. Este un sacrificiu de termen, pe termen scurt, dar cu mari beneficii pe termen lung. Deci vă chinuiți poate câteva zile, o săptămână, dar apoi ani de zile o să fiți mulțumiți și copilul o să crească și o să se dezvolte fain și o să vedeți diferența când o să aveți prima noapte în care copilul doarme bine și nu se mai trezește. O să vedeți o diferență imensă în comportamentul lui. Va fi mult mai bine dispus. Ziua, o să vedeți cum se culcă ziua când se pune la somn, mult mai liniștit, nu așa de agitat, nu va mai fi atât de capricios. O să vedeți, o să fie o schimbare de la cer la pământ și în comportamentul copilului și să vedeți cum se dezvoltă, cât este mulțumit și tot. Vă zic, o să fiți foarte îngândați. Următorul aspect foarte important, ce faci dacă se trezește apoi copilul noaptea? Adorme, dar dacă se trezește. Este foarte important comportamentul pe care îl aveți față de copil în timpul nopții și anume, încercați să nu faceți contact vizual, nu vă uitați în ochii lui, nu vorbiți, dacă vrea să mănânce, ok, îl puneți la sân, dacă a făcut treaba mare, ok, îl schimbați, altfel nu vă jucați, nu faceți jocuri, nu râdeți, nu vorbiți cu el, el o să se învețe treptat că noaptea îi pentru dormit, nu-i pentru jucat, nu-i pentru divertisment, nu-i pentru absolut nimic, nu-i dați jucării, noaptea îi pentru dormit, dacă are nevoie de voi pentru sân, sticluța cu lapte sau a făcut treaba mare, ok, sunteți acolo, în rest, nu. Ziua este pentru joc și treptat el o să se obișnuiască. Și faza cu metoda asta, că îl lași să plângă și apoi revin cameră, îl mângâi, ieși iară și iară îl lași să plângă așa, asta se aplică și în timpul nopții. Adică noaptea dacă se trezește, îl hrănești, îl schimbi și așa mai departe, nu faci contact vizual, nu aprinzi becul. Trebuie să aveți o lampă de veche sau ceva pus în priză, ceva care face o lumină difuză și o folosiți pe post de lumină să vă puteți desfășura în camera, nu aprindeți bec pentru că îl trezește pe copil. Voi trebuie să mențineți o stare de adormire, de liniște. E un lucru atât de banal, dar am văzut că foarte multă lume, intră în cameră la copil sau una, doarme cu ei în pat sau ceva, aprind becul și ai stricat toată atmosfera, copilul se trezește, copilul e foarte curios și ai stricat tot. Deci trebuie să menții ritualul de noapte și să nu aprinzi becul. Iar foarte important, v-am zis, nu îl dezbrăcați, nu îl schimbați, dacă nu este cazul normal. Dacă, să zicem, îl lăsați să plângă și transpiră, o să vedeți că transpiră, că se agită, că plânge și așa, atunci da, îl schimbați. Dar asta e câteva seri, îl schimbați și probabil iar o să continue să plângă și tot așa. Poate și eu când la 3 luni jumate când am revenit din concediu și a plâns, în serile alea l-am schimbat. În fiecare seară a trebuit să-l schimb, să-i schimb body-ul că a transpirat pe spate cât a plâns. Și a plâns doar jumătate de oră. Iar neapărat să vă asigurați că temperatura e ok în cameră, că nu plânge de frică, nu plânge de cald, că nu plânge de foame, că nu are vreo iritație la scutec. Trebuie să vă asigurați de toate lucrurile astea. Să vă asigurați că motivul pentru care plânge nu îi că are o nevoie. Asta e foarte important. Să nu îl lăsați să plângă de foame sau oricum vă puteți da seama și după tipul de plâns, dacă este un plâns de plictiseal, hai mami, ia-mă în brațe, joacă-te cu mine, sau e un plâns, mami, foame, mor de foame, dăm să mânc, știți? Dar dacă faceți toate lucrurile de care am vorbit până acum în clip, de pregătire din timpul zilei și din rutina de seară, puteți să fiți siguri. Dacă știți că le-ați făcut cum trebuie și le-ați îndeplinit toate ca la carte,
puteți fi siguri că nu are astfel de nevoi pe timpul nopții. Să vă zic, bebele meu, cât am fost în spital, noi am stat 4 zile, am fost la spital de stat, în fine, poveste foarte neplăcută, vă las în descriere povestea nașterii. Deci cât am stat în spital, l-am analizat și am văzut că ziua avea un ciclu de somn de 6 ore, de 6 ore dormea ziua și nu se trezea. De la 9 dimineața la 3 după masa, uneori dormea doar până la 1, deci între 4 și 6 ore avea un ciclu de somn, dar totdeauna la 9 când se culca nu se mai trezea până la între 1 și 3 la prânz. Și atunci eu, documentându-mă despre metoda asta, unul dintre principii este să nu-l lași pe copil să doarmă în decursul zilei mai mult de 3 ore legat. Dacă copilul îți doarme 3 ore și vezi că nu se trezește, îl trezești tu. Îți uzi palmele cu apă, îl tapotezi pe față. Dacă nu se trezește, îi schimbi scutecul. Dacă nu se trezește deloc, îl dezbraci. Și asta ar trebui să-l trezească. Îl trezești, îl alăptezi, te joci cu el și dacă vrea iară să doarmă direct, lasă-l să doarmă. Dar important este să îl trezești, să te asiguri că se trezește, deschide ochii și așa mai departe. Eu când am ajuns acasă, am 3 zile, nu eram hotărâtă. Am stat 4 zile în spital și 3 zile am stat în acasă și nu eram hotărâtă să fac metoda asta sau să nu fac. Și după 3 zile deja eram zombie pe bune, pentru că eram foarte anemică, am avut o hemoragie foarte urâtă în timpul travaliului, eram foarte slăbită și dacă nu m-aș fi trezit noaptea non-stop, aș fi fost foarte slăbită și să nu fac nimic, vă zic, eram zombie, pentru că am pierdut atât de mult sânge. Așa că după 7 zile efectiv am zis, bă, hai iubitule, începem să facem chestia asta. Și primul lucru pe care am început să-l facem concret în timpul zilei a fost să nu-l mai lăsăm să doarmă cele 4-6 ore pe care le dormea. Și la 9, bineînțeles, când am început să facem treaba asta, dimineața la 9 s-a culcat și ce să vezi, la 12 nu s-a trezit, l-am trezit. Și a doua zi iar am fost nevoie să-l trezim și mânca, ne jucam un pic cu el și paca dormea la loc și a fost ok. Am făcut după aia rutina de seară, ne-am asigurat că ziua mănâncă, i-am făcut rutina de seară, noaptea a dormit, pac, din start, 6 ore legat. Pentru că nu l-am mai lăsat să doarmă în timpul zilei mai mult de 3 ore legat. Mulți zic, oh, dar ce fain, îți doarme toată ziua, tu îți faci treaba. Da, tu îți faci treaba, lucrezi toată ziua, că el doarme, bine mersi, și după aia noaptea tu nu o să poți să dormi. Funcționează o zi, două, dar deja după câteva luni ajung să fii obosită, frustrată, încercănată, fără puteri, prost dispusă, nervoasă, nu-i mai zâmbește, enervezi, urli la el, plângi, faci crize din astea prin casă. Cu toții ajungem acolo dacă trăim în felul ăla. De asta încerci să gândești totul, să ai o strategie, chiar dacă necesită efort, și atunci lucrezi ziua cum poți, dar dormi și tu și el noaptea. Și oricum poți să dormi și în timpul zilei și să mai faci treaba, pentru că oricum și dacă doarme toată noaptea, îți mai doarme ziua, dar e adevărat, dacă îți doarme copilul 12 ore noaptea, ziua nu mai doarme la fel de mult, dar este un copil mulțumit, fericit și nu mai necesită atâta efort cât necesită un copil care nu doarme bine noaptea. O să vedeți, vă garantez, o să aveți o viață super schimbată dacă reușiți să vă adormiți copilul noaptea ca lumea. Văzând că doarme în cele 6 ore, noi în prima seară l-am culcat la 10, dar noi în mod normal dormeam la 12 noaptea. El având o săptămână, la o săptămână nu contează când încep să-l culci pe copil, când începe noaptea pentru el, pentru că oricum el doarme și ziua. Când eram mic, la o săptămână stătea treaz între somnuri câte jumate de oră maxim, 15 minute, jumătate de oră, deci cam toată ziua până la urmă dormea, doar că avea somnuri mai scurte, adică numai de 2 ore, jumate, 3 ziua și noaptea dormea cicluri mai lungi de somn. Deci, având în vedere toate chestiile astea, am hotărât, deși în prima seară l-am culcat la 10, am hotărât, bă, la noi rutina de seară o să înceapă undeva la 11 noaptea, că noi la 12 ne culcăm și să-l culcăm și pe copil cam la 12, ca să fiu sigură că și eu, mama, reușesc să dorm. Așa că îmi făceam treaba cum puteam, printre și la 11 începeam rutina, ulterior o începeam la 11:30, că deja reușeam cu soțul să ne încadrăm în jumătate de oră, să-l spălăm, să-l îmbăiem, să-l împachetăm în scutec, în pudră și să-l și alăptăm în jumătate de oră, să-l alăptez. Deci la 12 îl culcam și atunci el dormea cam până la 5-6 dimineața, se trezea, îl alăptam și direct îl puneam în pătuț și de la 6 dimineața se trezea din 3 în 3 ore. Deci în doar 2 zile a trebuit să întrerup somnul de dimineață ăla care l-avea el în mod normal de 5-6 ore. Doar în 2 zile l-am trezit și nu-i ca și cum, wow, l-am trezit și nu l-am mai lăsat să doarmă. Au fost persoane care au zis, vai cât ești de nemiloasă, ți-ai trezit copilul!
Da, l-am trezit, a mâncat, nu-i ca și cum nu l-am mai lăsat să doarmă. Și acum copilul meu doarme în fiecare noapte, i-am întrerupt două somnuri. Care, ghici ce, îi le-ai putea întrerupe și dacă scapi o tigaie în bucătărie. Din greșeală, înțelegi? Deci, i-am întrerupt două somnuri la prânz, ca după aia să doarmă toată noaptea și am un copil care doarme super, super și s-a dezvoltat excelent, pentru că are un somn atât de bun. Și, da, l-am trezit în doar două zile și deja noaptea direct dormea 5-6 ore legat. Iar apoi, el crescând, pur și simplu, îl culcam la 12 noaptea, apoi am început să-l culc la 11 noaptea, la 11 jumate noaptea, am văzut că tot doarme până la 6, după aia l-am culcat la 11 noaptea și tot dormea până la 6, tot la 6 se trezea, ori la cât îl culcam seara, la 6 se trezea și după aia se trezea la 9, iară să mănânce și după aia stătea treaz și cam ziua lui începea la 9. După aia stătea treaz mai mult, dar la 6 când se trezea dimineața, mânca și tot se culca la loc. Ok, și după aia treptat am tot început să trag mai devreme ora culcării până am ajuns să-l culc la 10. Deja la 3 luni se culca la ora 10 și dormea până la 10 dimineața. Cum dormea? Îl culcam la 10, se trezea la 5 dimineața, cam așa, nu se mai trezea la 6, se trezea la 5 dimineața. Deci dormea de la 10 până la 5 dimineața, la 5 se trezea, îl alăptam, direct îl culcam la loc și dormea până la 10 dimineața. Deci de la 10 seara la 10 dimineața, dormea într-una cu o singură alăptare la ora 5, deci se trezea o singură dată. Și treptat... tot i-am mai, adus tot mai devreme rutina de seară. Acum el se culcă la ora, ori la ora 8 jumate, ori la 9, în funcție de cum ajungem acasă, că noi nu am avut niciodată bonă, nu a fost părinții, socrii la noi să aibă grijă de. Deci noi totdeauna l-am luat peste tot cu noi, așa că ori la 8 jumate, ori la 9, în funcție de posibilități, îl culcăm și doarme până la 10 dimineața. Și se trezește, deci îl culc la 8 jumate, se trezește cam la 8 dimineața, deci doarme aproape 12 ore, îl alăptez, încă îl alăptez, are 8 luni, dar încă am zis că îl mai alăptez un pic, îl alăptez dimineața și se culcă și doarme până la 9 jumate, 10, cam așa. Și bineînțeles, ziua nu mai îmi doarme mult, doarme poate o oră jumate, două în total în timpul zilei, dar doarme aproape 14 ore, nu? Aproape 14 ore, 13-14 ore pe noapte, deci și dacă n-ar mai dormi toată ziua, el și-a făcut necesarul de somn din decursul de 24 de ore, înțelegeți? Deci asta e povestea cu el, așa am ajuns la unde suntem acum și uneori, acum îl culc la 8 jumate, 9, uneori se trezește la 8, mănâncă, mai doarme doar jumate de oră, sau nu mai doarme și se tot trezește, dar este foarte fain și pentru noi. Am ajuns să putem să avem timpul nostru seara, să ne uităm la seriale, la filme, cum ne uitam tot timpul. Și doarme și el, dormim și noi, nu ne trezim, nu se trezește și vă zic, e super fericit. Gândiți-vă că de asta eu pot să filmez cu el lângă mine. O grămadă de lucruri pot să le fac alături de el, pentru că este foarte bine dispus. Ok, cam asta este, suntem foarte mulțumiți de metoda asta. Metoda asta se numește metoda Ferber, cry it out sau lasă copilul să plângă, ceva de genul, nu știu cum să o traduc. Dar ce v-am zis eu, cumva este un hibrid între mai multe metode. Dacă credeți că metoda, ideile mele rezonează cu ale voastre și vă pot ajuta, vă invit să le adaptați și să le folosiți cu drag. Dacă nu, să nu vă supărați, nu trebuie să puteți să aveți orice metodă de creștere, de adormire a copilului pe care vă doriți. Poate metoda asta o puteți adapta în mod diferit copilului vostru. Dacă folosiți metoda, sunt sigură că dacă vă țineți de ea, cu siguranță vă veți învăța și voi bebelușii să doarmă. Aștept să-mi spuneți în comentarii mărturile voastre, experiențele voastre. Vreau să-mi spuneți cum ați avut succes, în câte zile. Aștept cu nerăbdare. Vă încurajez, probabil că mulți când mă urmăriți sunteți super obosiți și nu știți ce să faceți, vă gândiți dacă toată viața voastră să fie de acum înainte așa, vreau să zic că nu, totul se poate schimba, dar secretul este să vă documentați legat de absolut orice, de somn, de alimentație, de tot. Documentați-vă și vedeți în câte feluri se poate face același lucru. Nu există un singur mod bun. Sunt mai multe moduri și voi trebuie să-l găsiți pe cel care se potrivește pentru voi, pentru familia voastră, pentru copilul vostru și astfel o să puteți să aveți o viață de succes în toate domeniile voastre, inclusiv în creșterea și adaptarea vieții voastre împreună
cu copilul. Și asta este foarte important, să vă documentați, nu să trăiți pur și simplu de la sine. Așa cum și la relația dintre soț și soție, trebuie să lucrezi și să menții relația într-o stare bună și din ce în ce mai bună, așa trebuie și la orice alt capitol al vieții, dacă vrei să ai succes, să te documentezi și să lucrezi constant ca să menții și să îmbunătățești. Așa că dacă faci ceva efectiv și construiești, clădești ceva într-o anumită direcție, atunci te poți aștepta la o schimbare. Nu poți să nu faci absolut nimic, să lași lucrurile să decurgă haotic de la sine și să te aștepți la un rezultat diferit. Mi se pare foarte logic. Așa că îmi pare rău că mi-a fost așa de frică de perioada în care va urma să am copii și am tot amânat-o tocmai din cauza asta. Oricum e foarte fain că am avut și perioada noastră, care a fost doar noi, eu și soțul, doar că m-am căsătorit la 20 de ani și am chinuit să fac cariera, afacerea, totul să fie înainte de copii. Nici nu am reușit să fac tot ce mi-am propus până la copil, că ghici ce, parcă niciodată numai nu se termină, parcă numai nu ajungi unde ai vrut neapărat în carieră, parcă numai nu ai ajuns cu afacerea unde vrei și parcă tot ai amâna făcutul de copii. Și mă bucur că până la urmă am văzut că oricât am tărăgânat-o, tot am zis, bă, încă un an, încă un an, încă un an. Și ghici ce, n-am ajuns la target, am avut copilul și uite că lucrurile decurg în continuare, merg în continuare cu cariera, cu totul, cu hobby-ul, cu YouTube-ul, tot pot să reușesc să continui și vreau să vă zic că am reușit toate astea până acum, fără bonă, fără femeie care îmi face curat în casă, fără nimic. Deci toate chestiile astea am reușit doar eu cu soțul meu, în condițiile în care soțul meu lucrează de dimineața până seara. Nu lucrează 8 ore sau 6 ore, nu. 10-12 ore lucrează și eu sunt singură și nu am avut pe nimeni să mă ajute să stea cu mine câteva săptămâni când am născut. Deci vreau să știți care e faza asta și am continuat să și lucrez, să fac și YouTube. Și vedeți, totdeauna am fost pe net. Mai am și Instagram, așa cum este. Ideea e că am reușit să le fac pe toate cu mult lucru. Cu mult, mult lucru și multă dăruire am reușit și puteți să reușiți și voi. Secretul meu nu este că aș avea o putere specială, secretul meu este hărnicia și mult, mult lucru. Da, normal că au fost și momente în care am plâns, când n-am mai putut, când nu am mai putut efectiv și am plâns și nu mai puteam de oboseală și știu că deja avea copilul 7 zile, aveam anemie, eram ruptă de puteri, am trecut printr-o naștere traumatizantă la spitalul de stat, plângeam efectiv și cu ochii în lacrimi când dormea copilul. Stăteam într-o cameră singură și cu ochii în lacrimi citeam și urmăream clipuri și citeam online cărți, Kindle-uri și așa. Cum să fac? Dacă tot am un moment de respiro, hai să mă documentez să fac altfel lucrurile, să schimb ceva. Nu pot să continui pentru că mă termin fizic, psihic, tot. Și în situația aia eram zombie și citeam cu ochii în lacrimi, citeam și ascultam video-uri și vreau să găsesc o metodă și m-am pus să scriu efectiv lucrurile ca să găsesc o strategie efectiv, să fac lucrurile să meargă. Deci asta e povestea mea, o poveste super lungă, cu detalii. Dacă aveți alte întrebări și vreți să mi le adresați, vă rog să mi le spuneți în comentarii și o să mai fac videouri pe tema asta și o să vă răspund întrebărilor voastre. Dacă v-a plăcut clipul, vă rog să-mi dați un thumbs up și abonați-vă, postez clipuri noi în fiecare săptămână, în fiecare joi. Până data viitoare vă doresc o zi super tare. Pa, pa! 1, 2, 3. We'll be right back.